Mițu vomită la un restaurant. Valer zice: mulțumesc pentru musacaua delicioasă, de mult l-am mai vomitat, chiar uitasem cum e. După care înjură un pic și zice că o să fie însoțită de un control locația. Deci avem preparatele de la Imbris Grill în față. Începem prima oară cu sfecla asta nebunatică. Hai să vedem cum e. Sfecla e bună? Mamă, parcă mai bună și ca aia lui mama Mițanu, ești bun? Luăm și aceste rondele care au înăuntru broccoli, din câte am înțeles. Ia să vedem. Cartofi gratinați, deci aici este brânză, cartofi și broccoli. Băi, e chiar ok, mă, de ce de lumea și review-uri năsoare? Are două stele, ești de bun la cap. Deși ăștia destul de bunicei. Și acum trecem la musacaua care a făcut zile negre domnului pe Google acolo. Cam așa arată situațiunea, sincer, nu-mi place cum arată. Dar o să pată dragul challenge-ului, că n-am ce să fac, o să iau așa cutat cu carne cu tot ce trebuie. Mamă, dă niște sfecla asta, nu prea e pe gustul meu. Poate mi-am făcut și eu un cap care arată urât, dar nu-mi place, până ce așa roz carnea, mă, frații mei. Bă, ar trebui să fie mai așa roz carnea, să mă răcească seara.